Mulțumim preacucernicilor părinți. În continuarea desfășurătorului nostru, așa cum am amintit de prezență, vreau să, să salut și pe ceilalți care au ajuns în sală de la începutul manifestărilor noastre. Să vă spun bun venit și aș vrea să invit alături de mine pe domnul Dragoș Benea și pe domnul președinte brașoveanu, cărora am să le dau cuvântul, pe rând, bineînțeles, să adreseze câteva cuvinte, impresiile domnilor lor despre această investiție pe care Consiliul Județean, la care Consiliul Județean a participat inițial cu 80% din valoare, ulterior cu 95% din valoarea investiției. Și le mulțumesc de câte ori o să am ocazia și iarăși vă mulțumesc. Vă rog, domnilor. Mulțumesc, domnule primar, și mulțumesc și pentru aceste precizări, dar, sigur, o să am un comentariu pe marginea acestor procente. În primul rând, mă bucur să particip la inaugurarea unui nou obiectiv de pe lista de investiții a Consiliului Județean. O instituție și niște investiții asupra cărora, place sau nu place, mi-am lăsat amprenta. Dar ce fel de amprentă mi-a lăsat? Aici aș avea o mică nuanțare. S-au auzit procente aici, 80 cu 20, 90 cu 10, 95 cu 5. Cu siguranță nu este o investiție realizată din fonduri europene. Și întotdeauna am spus că diferența între bunii administratori și mai puțin performanța administratorilor fac fondurile europene, chiar dacă atragerea de fonduri europene este mai complicată decât ar crede mulți. Pe de altă parte, este cu siguranță, 100%, este o investiție realizată din banii băcăoanilor. Deci aceste procente, și noi, politicienii, de multe ori nu știm să ieșim din această haină a celor care au senzația că au făcut ceva de la ei. Nu nici din banii mei, nici din banii domnului primar, nici din banii domnului brașoveanu. Cu siguranță această investiție este din banii tuturor băcăoanilor. Cu ce cred eu că suntem noi responsabili sau suntem vinovați în ghilimele la acest proiect, sunt două aspecte. În primul rând, cred că am surprins și fotografiat foarte bine eu cu domnul primar, cu o parte din Consiliul Județean, am fotografiat foarte bine oportunitatea acestei investiții. Este o investiție, într-adevăr, de interes zonal, regional, de ea nu se vor bucura numai mineștenii, ci și cel puțin locuitorii comunelor limitrofe. Și am surprins bine această oportunitate și, în al doilea rând, am fost responsabil cu acest proiect. Pentru că acest proiect i-am pus bazele în 2013. El, după aceea, s-a derulat pe parcursul a 3 ani. Am avut parte de un constructor care s-a achitat de sarcini. Cred că îmi place să cred, de fapt, că a întâmpinat probleme minore sau dacă a întâmpinat, cu siguranță, a întâmpinat mai mici decât la alte proiecte. Cu finanțarea nu au fost probleme, au fost ședințe de progres cu o periodicitate care se vede astăzi, pentru că această investiție s-a terminat la timp. E adevărat, între două campanii electorale, mai trebuie să fac o precizare, primarul Măineștiului a ținut mărțiș ca această investiție să nu fie inaugurată în campania de la alegeri locale. Acum, ar fi păcat să mai așteptăm încă vreo 5-6 luni să treacă și ca cealaltă campanie. E o zi, și aici fac trecerea către municipiul Măinești, e o zi importantă, e o zi mare pentru creștinătate, pentru ortodoxie. Știu că aici, la Măinești, suntem într-un spațiu cu o bogată încărcătură spirituală și cred că este cea mai potrivită ocazie pentru a inaugura un edificiu de cultură. Repet, care nu-i va face fericiți doar pe cei din, Măinești. Noi, de-a lungul timpului, ne-am mai adus contribuția la câteva proiecte importante ale Măineștiului. Când spun noi, nu spun doar noi cei de aici. Sunt și vicepreședinții domnul Floroiu, domnul deputat Avran, domnul deputat Smarandache, consilier local, consilier județean. Au mai fost parteneriate între Consiliul Județean și Consiliul Local Măinești. Dacă mă gândesc la Centrul de Primire Urgențe, ambulatorul pe fonduri europene este investiția primăriei. Mai sunt investiții care nu se văd, dar se vor simți în calitatea vieții măineștenilor.
alimentări cu apă, canalizări, asfaltări de străzi, chiar și investiții pe deșeuri. Sunt investiții care nu se văd. Marea particularitate a acestui obiectiv este că totuși vine lumea, ne-au zis pe noi, de seară vedeți un concert, mâine sunt alte activități, poimine alte activități și de acum încolo tot mai multe. Alimentarea cu apă nu o vezi, dar o simți în calitatea vieții. Și aici în Moinești s-au făcut câteva investiții de milioane de euro bune, rezultate tot în urma unor parteneriate cu compania de apă, cu Consiliul Județean și cu celelalte consilii din județ. Și mai sunt lucruri de realizat. Ce vreau eu să surprind este, ca și cuvânt cheie, dacă pot să spun așa, este nevoia de echipă, de parteneriat, deschidere și să ne respectăm cuvântul până la capăt. Fie că suntem politicieni, fie că suntem administratori. Mie îmi place să cred că sunt un om de cuvânt, așa îmi place să cred că și cei care facem parteneriate sunt oameni de cuvânt. Mai sunt proiecte care se vor deschide pentru Moinești, dar mai sunt și proiecte care trebuie închise și care vizează și Moineștiul și eu solicit aceeași principialitate și aceeași, da, să mă țin de cuvânt, să ne ținem de cuvânt pentru a putea închide aceste proiecte cu succes. Dacă apare neîncrederea și neprincipialitatea între aceste entități, cu siguranță lucrurile nu vor fi ca în ziua de astăzi, o zi fericită, o zi de sărbătoare și închei urând tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua numelui. Există o dilemă care nu s-a clarificat încă, fie 15 august, fie 8 septembrie. Am făcut-o și pe 15 august, o fac și astăzi. Le urez tuturor sănătate, liniște și bucurie alături de cei dragi. La mulți ani Moineștiului, la mulți ani moineșteni, vă doresc să vă bucurez de această investiție. Mulțumesc, domnule primar, dragoceni părinți, domnule deputat, onorată asistență, dragi moineșteni, domnul președinte Benea mi-a ușurat un pic discursul, dar pentru că și mi-a lăsat această moștenire de a finaliza, este unul din proiectele frumoase ale județului Bacău, pentru că sunt și altele pe care va trebui să le continuăm să le finalizăm, să dea Dumnezeu ca în continuare să ne întâlnim la astfel de evenimente și să avem cât mai multe proiecte finalizate și, de ce nu, altele pe care să fie în interesul locuitorilor. Așa este, meritul nostru nu e decât acela de a duce mai departe voința dumneavoastră din Moinești, a celor din zonă și ne-am unit efortul, este un lucru făcut în comuniune între administrația publică locală și Consiliul Județean care a venit cu această contribuție. Un obiectiv foarte important pentru moineșteni și pentru toți cei din jurul Moineștiului și cu siguranță acest obiectiv va îmbunătăți activitatea artistică și culturală a Moineștiului. Tradițiile și cultura comunității sunt foarte importante în viața oamenilor. Am primit moștenire, foarte multe lucruri bune de la înaintașii noștri, de aceea sprijin și îndemn tinerii să promoveze și să continue tradițiile, să respecte și să ducă mai departe valorile acestor meleaguri. Aici s-a născut, în 1896, marele poet și eseist de renume mondial, Tristan Tzara, fondatorul dadaismului, o mișcare contestatară în artă și avem obligația de a duce mai departe și a continua valorile spirituale ale Moineștiului. Așadar, vă îndemn pe toți să participați și să vă implicați în toate manifestările culturale pentru că, începând de astăzi, acest centru multicultural, ultramodern, are ușile, începând de astăzi, ușile sunt deschise. Și, în final, aș dori să transmit celor care, în zi de mare sărbătoare, poartă numele Sfintei Fecioare Maria la mulți ani, sănătate, și tuturor moineștenilor, să le dea Dumnezeu sănătate, fericire, bucurii, multe împliniri, pentru că ce este mai frumos decât să primești cu ocazia zilelor Moineștiului, moineștenii să primească acest frumos cadou, un centru multicultural, modern,
realizat într-un parteneriat cu Consiliul Județean. Așadar, în casa fiecărui oineștean să domine pacea, înțelegerea, compasiunea, bunăstarea și prosperitatea. La mulți ani, oineștean!